la voi, Marincina, pentru că știm că sunteți în prag de cel mai frumos și minunat eveniment din viața voastră, Ziua Nunții. Am venit la voi cu o surpriză, pentru că cineva regretă mult că mâine nu poate să vă fie alături la nunta voastră, pentru că sunt la depărtare. Și au decis de astăzi, Ina, să primește acest buchet, acest coș cu flori și o jucărică. Și pentru tine, Marin, o șampanie. Și pentru ai voștri părinți, această șampanie este pentru dumneavoastră. Avem ocazia noi să vă dăruim aceste flori. Am venit cu o surpriză la copiii dumneavoastră. Știm că mâine sunteți soacră mare. Acest buchet de flori este pentru dumneavoastră în semn de încurajare ca să fiți mâine cei mai frumoși, cei mai veseli și să fie o nuntă ca în povești pentru copiii dumneavoastră. Cum credeți? Cine ne-a solicitat această surpriză pentru voi? Întrebăm socrul mare, pentru că ei, cei care au solicitat, sunt peste hotare, da, și nu pot ca mâine să fie la nunta copiilor dumneavoastră. Regretă mult, în schimb, să știți, cu sufletul și gândul, vor împărtăși aceste emoții frumoase pe care voi mâine le veți trăi. De unde după hotare? De la Rusie? Din Rusia, da. Despăt, finii mei. Și na Cristina, și na Vani. Ascultați mesajul și acuși aflați cine sunt autorii surprizei. A fi mire și mireasă e cel mai frumos și fermecător rol în viața fiecăruia. Deși ne despart hotare și nu reușim să vă fim alături, să vă vedem cât de frumoși sunteți, am decis prin această surpriză să vă fim mai aproape și să vă transmitem urarea noastră de un drum bun în viața voastră de familie. Din toată inima vă dorim o căsnicie fericită. Multă sănătate, bucurii, realizări frumoase, noroc, respect și dragoste. Fie ca flacăra iubirii voastre să fie aprinsă mereu. Mulți ani fericiți și o nuntă ca în povești, cu mult chef și veselie, bucate alese și oameni frumoși la chip și la suflet, precum sunteți și voi. Ne pare rău, scumpii noștri nași, Marin și Angela, că nu suntem alături de voi, dar să știți că vă suntem aproape cu inima și cu gândul. Vă felicităm cu nunta frumoasă pe care o aveți să o organizați mâine. Cu multă stimă semnează finii de la Moscova, Vania și Cristina, împreună cu finuții Artem și Ivanușca. Mulțumim și lor. Ne pare rău că nu ne pot fi alături, însă noi o să fim și cu inima, cu gândul la dânsii. Le mulțumim încă o dată și stimăm foarte mult. Și sperăm că la altă ocazie să ne fie alături și numai bine. Vreau să le mulțumesc din suflet și să le dai Domnul sănătate și să ne scuze, poate că așa s-au primit, că ei nu sunt ce ei acasă. Și le dorim sănătate și să ajungem și la nunta la lor, băieți. Și le mulțumesc frumos că n-au uitat de noi, de copiii noștri. Le doresc multă, multă sănătate lor, la copii. Mulțumim frumos! Ce înseamnă pentru tine această zi? Este o zi importantă, foarte importantă în viața mea și nu am cuvinte. Sperăm că o să fie foarte bine, foarte frumos și o să avem o viață foarte, foarte luminoasă. Noi încă o dată vă felicităm cu frumosul eveniment din viața voastră, Ziua Nunții. Și vă dorim un drum bun în viață, să aveți multă fericire și iubire în familia voastră, pentru că este ceea ce vă dă și putere ca să treceți peste orice. Să fiți mândria părinților voștri. E clipa unică în viață, când două inimi se unesc, în unison încep să bată și în dans de nuntă se rotesc.
E clipa unică în viață, când două inimi se unesc, în unison încep să bată și-n danse nunte se rotesc. Frumoasă-i cinga și mireasa, galant și tandru mirile, cât de frumos îndoi dansează, ce dulci sunt sărutările, iar trandafirea ștern petale și lumânări ard tremurând, două inimiși fac cale, legate de un jurământ. E clipa unică în viață, când două inimi se unesc, în unison încep să bată și-n danse nunte se rotesc. E clipa unică în viață, când două inimi se unesc, în unison încep să bată și-n danse nunte se rotesc.